Bună dimineața, pace tuturor! Săptămâna aceasta am fost în vizită la niște prieteni și ajungând la ei l-am văzut pe fratele care era frământat și mi-a pus o întrebare. A zis: Marius, tu mai crezi că Dumnezeu astăzi vindecă? Crezi în minuni? Și am zis: da, cred, cum să nu cred? Cred totul ceea ce scrie în cuvânt. Și el mi-a zis: da, dar uite, sunt oameni bolnavi, oare Dumnezeu vrea să-i vindece? Da, cred că. Și atunci de ce nu-i vindecă? Uite, eu cred, am un verișor pentru care mă rog, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să mă rog. Și am vorbit cu mai multe persoane și mi-a zis: da, dar voia lui Dumnezeu să se face. Ok, ne rugăm, dar voia lui Dumnezeu. Și în cazul celor prieteni m-am clasat și eu și am văzut că sunt și eu ca și prietenii lui. Și eu i-am zis: da, într-adevăr, cred în minuni, că Dumnezeu vindecă, dar trebuie să avem în vedere mai multe aspecte ale lui Dumnezeu, da, pentru că este voia lui, da, în anumite circumstanțe, funcție de credința omului, funcție de mărturisirea păcatului, funcție de mai multe aspecte. Și am văzut o râvnă așa peste el, o dorință de vindecare și a spus, zice: Marius, da, cred, dar dacă în cuvânt spune, de ce să ținem cont de celelalte? Și ce am văzut așa, prin discuția cu el, m-am văzut într-o oglindă în care eu aveam dorința de a mijloci pentru frate, dar în același timp l-am văzut pe cel rău care vine să-mi stingă această dorință, să înflăcărare din duh de vindecare ce vrea să o pună Dumnezeu în oameni și cumva să spună: ok, vrei să fie vindecat, dar voia lui Dumnezeu. Și de multe ori ne complacem, spunem: voia lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu este suveran și voia lui Dumnezeu se face în orice context și oricând. Dar noi să nu uităm că Dumnezeu ne cheamă la o luptă și până la capăt noi trebuie să ne dorim și să credem că Dumnezeu îl va vindeca. Și am zis, când am văzut râvna aceasta pentru fratele și dorința, am zis: wow, dar și eu sunt așa ca și tine. Cel rău n-are putere, nu mă las influențat de cel rău. Și i-am spus: ok, uite, dacă vrei să mergi la fratele acesta, vreau să vin cu tine și vreau să fim amândoi acolo parte să ne rugăm pentru el. Și am mers a doua zi, am mers la fratele. Fratele era pe spate într-o formă de paralizie, era efectiv de 2 săptămâni, n-a mai vorbit, era pe spate. El s-a plecat, când am intrat înăuntru, s-a plecat spre fratele care era pe pat, s-a uitat în ochii lui, l-a prins de mână și a zis: mă cunoști? Și el se uita în gol și nu a răspuns nimic și a zis: da, eu sunt vărul tău, nimic. Și a zis, s-a uitat la el și a zis: Dumnezeu astăzi vrea să te vindece, vrea să-ți dea vindecare, vrea să pleci acasă, vrea Dumnezeu ca tu să te ridici din pat. Și el tot nu spunea nimic. Înainte să ajungem acolo, eu m-am rugat, înainte să-l iau pe fratele ca să ajungem la biserică, m-am rugat pe mașină și am zis: Doamne, te rog, dorința pe care o are fratele, vreau să o înflăcărești, să o pui și în mine, vreau și eu să am aceeași dorință pe care o are fratele și să cred că tu-l vei vindeca. În momentul în care am fost acolo și eram fratele, îi spunea că Dumnezeu îl va vindeca, am deschis cuvântul și am început să rostesc versetele care ne vorbește despre vindecare. Și am început să le rostesc, am simțit o putere din interior, cum veneam acopleșit, ne-a acopleșit și pe mine și pe fratele, am început să plângem amândoi și să rostesc în continuare ceea ce scrie în cuvânt. Și în timp ce rosteam, l-am văzut pe fratele care a spus: amin, amin, zice haleluia, și a început la un moment dat să vorbească în limbi, să-și ridice mâna, să-și ridice cealaltă, să-și ridice piciorul. Am început să plânge: wow, Doamne Dumnezeule, chiar eram copleșit, speriați, că ochii era cu perfuzii, cu toate pe el, acum nu știam, doctorii nu sunt lângă noi, se ridică, nu se întâmplă ceva. Și l-am văzut, ne-am rugat, el tot îl lăuda pe Dumnezeu. Ne-a rugat după aceea la Dumnezeu să liniștească, să nu ridice, că nu dețineam control. Am zis: wow, să nu se întâmple totuși, ok, vindecare, dar să vină un doctor. Și până la urmă Dumnezeu, da, ne-a ascultat, rugăciunea s-a liniștit, a rămas pe pat. După 2 zile, după ce am părăsit, 2 ore, după 2 ore, după ce am părăsit spitalul, el era în fund, ne-au trimis o filmare cu el, el mânca și după încă 2 zile a plecat acasă. Extraordinar cum lucrează Dumnezeu. Și vreau să vă îndemn la din Iacov ceea ce scrie: rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav
și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și nu uitați că suntem cu toții neprihăniți prin jertfa lui Hristos, da? Asta suntem. Mulți spun bine, care sunt acei oameni neprihăniți? Cine are că sunt aleși? Nu, toți suntem prin jertfa lui Hristos. Vă îndemn, dar, fraților, mijlociți și cum credeți totul că Dumnezeu va face și va face minuni. Amin.